Te salut și bine te-am găsit, eu sunt Marius de la Magic 5 și îți prezint un nou episod din Învață programeza împreună cu Marius de la Magic 5. Astăzi o să vorbim despre adrese. Nu despre adresa trap din buletin, ci despre ceea ce noi în limbaj de programare numim URL. URL. Voi o să-i spuneți adresă, adică unde te duci online, în internetul mare și vast, în acea mare rețea de chestii care sunt interconectate, ca să ajungi la o anumită informație. În momentul în care tu intri într-un browser și scrii www.magic5.ro și o să apeși Enter, practic în clipa aceea tu ai introdus un URL în browser. Apăsând Enter, dai o comandă browserului să acceseze minunatul nostru website, care by the way este minunat și refăcut, și astfel tu vei putea să accesezi miliardele de pixeli care se întâmplă acolo într-un mod organizat și grupat și astfel încât, am zis de prea multe ori astfel încât, dar nu contează, tu o să mai afli niște chestii noi. Deci, URL, când mai auzi vreodată de denumirea de URL, trebuie să schimbi URL-ul, URL-ul trebuie să fie mai scurt, mai lung, sau te întreabă cineva ce URL ai, datoria ta este să-i spui traducerea IP-ului de la care răspunde website-ul tău, o să zic și care e faza cu IP-ul și cu răspunsul, și anume www.whatever.ro. Eu sunt Marius de la Magic 5 și acesta a fost încă un episod din Învață, programeză împreună cu Marius. Hai pa!